În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești din luna august. Este o ședință cu multe proiecte pe fonduri europene în diverse faze de execuție și rog pe doamna președintă să preia conducerea și să intrăm pe ordinea de zi. Bună ziua! Conform invitației din data de 29.08.2023, deschidem ședința ordinară al Consiliului Local al orașului Dărmănești cu prezență fizică a colegilor și prezență online cu anumite excepții tot a colegilor din Consiliul Local. Începem cu punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din data de 29.08.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate se aprobă proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal, punctul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.07.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă proiectul numărul 2. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 4.08.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă cu unanimitate și punctul numărul 3. Proiectul numărul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.08.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă cu unanimitate de voturi și punctul numărul 4. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești din data de 30.06.2023, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, se avizează de către Comisia Buget Finanțe. Dau cuvântul domnului primar și a doamnei... Da, am prezentat în ședința pe comisii execuția bugetului local la 30.06.2023, conform anexelor 1-7 și o rog cu doamna contabil șef pe scurs să fac câteva precizări. În urma depunerii documentelor la Ministerul de Finanțe la 30.06.2023, am primit indicatori privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, iar în proiectul de hotărâre, la punctul 1, se propune aprobarea execuției bugetului pentru bugetul local, iar la punctul 2, avem bugetul de parte de activități autofinanțate. Conform indicatorilor primit pentru trimestrul 2 de la Ministerul de Finanțe, grad de realizare a veniturilor până la momentul actual este 43,83%, iar gradul de autofinanțare 30,99%. Partea de venituri al bugetului local este de 16.376.629, iar partea de cheltuieli, total plăți 10.031,97. Cam atât. Dacă sunt întrebări, Sunt întrebări la acest punct? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? În unanimitate se aprobă și punctul numărul 5. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli ale orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2023, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii. Vă rog, domnul primar. Am solicitat inițierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local, cel puțin din două motive. În primul rând, un nou proiect finanțat din fonduri europene a fost intrat, să zic, în linie dreaptă și am semnat contractul de finanțare și el trebuie să se regăsească în bugetul local și avem câteva modificări și la
lista de investiții și ca atare am solicitat ca în noua listă de investiții să fie prinse și proiectele pe care le-am prins la finanțare. La fel o rog pe doamna contabil șef să ne facă în sinteză. De finanțare pe care l-am semnat, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexii din orașul de Mănăstiri. Deci sunt cele 4 școli care vor fi dotate printr-un contract de finanțare cu PNRR. Contract în valoare de 5 milioane de lei. Da. La partea de venituri a fost o creștere de 737.000 de lei, iar la partea de cheltuieli cu aceeași valoare. Influențele au provenit din introducerea acestui contract, din diminuarea cheltuielilor de funcționare cu 10% conform ordonanței de urgență care prevede diminuarea cheltuielilor de funcționare cu 10% și aceste sume s-au dus pe cheltuieli de investiții. La lista de investiții ca sume adăugate au fost pentru următoarele obiective: creșterea eficienței energetice a liceului tehnologic, amenajare, parcare, sală de sport, strada energiei, numărul 47, dotare cu mobilier, materiale didactice pentru unitățile de învățământ, reabilitare energetică a dispensarului din orașul Târmănești, strada Popasului, extindere rețea de iluminat în zona Codei Izdoroval, asigurarea infrastructurii pistei pentru biciclete, studii și proiecte și extindere rețea de gaze naturale în cartierul Apu și Sălătuc. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 6. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind investiția construire și dotare dispensar în orașul Dărmănești, pe strada Dumbravei, județul Bacău. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele 3 comisii. Vă rog, domnul primar. Spuneam mereu că una dintre țintele noastre este dezvoltarea și investițiile în sănătate. Practic, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm documentația tehnico-economică rezultată din elaborarea studiului de fezabilitate pentru construirea și dotarea unui dispensar nou în Dărmănești, situat în strada Dumbravei. Este vorba de terenul din amplasamentul fostului spital de la Dărmănești. Acolo, prin Compania Națională de Investiții, vom dezvolta un obiectiv nou, așa cum spuneam, cu o valoare de peste 3 milioane de euro. 15.807.399,63 lei, din care cofinanțarea UA Dărmănești este de 688.354,73 lei. Este un obiectiv de care comunitatea noastră are absolut nevoie, ținând cont de faptul că dispensarul medical care îl avem în zona străzii Dumbravei nu mai corespunde cerințelor actuale. Acolo avem câteva mii de oameni care beneficiază de servicii medicale în dispensarul din strada Dumbravei. Acea clădire este construită de mai bine de 100 de ani și nu mai corespunde cerințelor pe care legislația actuală o impune. Sigur că acum, la articolul 1, aprobăm documentația tehnico-economică, aprobăm indicatorii tehnico-economici și vom preda către Compania Națională de Investiții acest proiect de hotărâre, această hotărâre, pentru a intra în etapele ulterioare. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 7. Proiectul numărul 8, de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și a Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNISA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare dispensar în orașul Dărmănești. Inițiator în strada Dumbravei, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele 3 comisii.
Și acest proiect de hotărâre este strâns legat de proiectul anterior. Dacă în primă etapă am aprobat indicatorii tehnico-economici și am vorbit de o investiție de peste 3 milioane de euro în infrastructura de sănătate, prin acest proiect de hotărâre predăm către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, terenul pe care va fi realizat acest obiectiv. Este vorba de o suprafață de 1564 de metri pătrați conform padului anexat, din total, dintr-un teren mai mare care l-avem noi acolo, de 27.114. Practic, pe perioada realizării investiției, predăm amplasamentul terenului către Compania Națională de Investiții, iar la finalizarea obiectivului de investiții, din nou, Compania Națională predă acest amplasament către OATORAJ Dărmănești. Sigur că tot în acest proiect de hotărâre ne asumăm asigurarea finanțării de către OATORAJ Dărmănești a cheltuielilor pentru racorduri la utilități. Vorbeam mai devreme cu finanțarea noastră 688.000 de lei, din care trebuie să asigurăm cheltuielile pentru utilități, apă, canal, energie electrică, gaze sau alt tip de combustibil care va fi utilizat acolo. Și de asemenea ne obligăm ca să păstrăm destinația obiectivului de investiții timp de minim 15 ani. Adică minim 15 ani, acolo trebuie să desfășoare activitate medicală. În acest obiectiv, această investiție pe care noi astăzi o demarăm. Dar cred că și peste 15 ani și peste 20 de ani oamenii din Dărmănești au nevoie de tratament, au nevoie de spații pentru alocate sănătății și cu siguranță nu se va schimba destinația acestui obiectiv. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări și nelămuriri, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 8. Proiectul numărul 9, privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, fază proiect tehnic, în vederea realizării obiectivului de investiții, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare, vehicule electrice, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul. Componenta numărul 10, fondul local, runda 1, inițiator al proiectului, domnul primar, avizează cele trei comisii. Vă rog, domnul primar. Este vorba de un contract de finanțare pe care l-am semnat, așa cum spunea doamna președintă, PNRR, componenta 10, fond local, care vizează construirea de stații de reîncărcare pe raza orașului Dărmănești și la articolul numărul 1 aprobăm nota conceptuală, articolul 2 tema de proiectare și la articolul 3 aprobăm elaborarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic. Practic, după ce aprobăm acest proiect de hotărâre, vom lansa procedura pentru achiziția unor proiectanți, vom întocmi PT-ul, proiectul tehnic, aprobăm indicatorii care rezultă din PT și sigur, vom lansa și achiziția stațiilor. În mare, noi știm exact unde vor fi amplasate aceste stații. Spuneam că avem două proiecte care vizează construirea de stații electrice pe raza orașului Dărmănești. Unul este finanțat prin PNRR, cel despre care vorbim astăzi, și mai avem unul care este puțin mai avansat prin fondul de mediu. Sigur că construirea de stații electrice pentru reîncărcare a fost și o condiționalitate pentru obținerea celorlalte finanțări și vorbesc aici de, fie proiectul pe mediu reabilitarea școlii numărul 2, fie proiectele care vizează modernizarea liceului tehnologic sau a dispensarului. Deci, practic, este o etapă intermediară de implementare a proiectului pe care și a contractului de finanțare pe care l-am semnat cu ceva timp în urmă. Dacă sunt întrebări? Mulțumesc. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10.
Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea HCL numărul 104 din 4 august 2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat prin obiectivul de investiție extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Dărmănești pentru satele Lapoș și Sălătruc din județul Bacău. Aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, vă rog, domnul primar, și avizează cele trei comisii. Este vorba de un proiect mare la care am lucrat mult împreună cu colegii din aparatul de specialitate și sigur și cu colegii din Consiliul Local, extinderea rețelei de gaze în cartierul Lapoș și Sălătuc, un proiect pentru care am obținut finanțare peste 10 milioane de lei din programul Angel Saligny și aproape 2 milioane de lei cofinanțări, 1,1 milioane de la bugetul local și diferența de la concesionar de la Delgaz. Suntem în faza de încărcare a documentelor și ni s-a cerut de la minister câteva clarificări. Prin acest proiect de hotărâre venim să completăm ceea ce ni s-a cerut de către minister, în ideea de a putea și sigur aprobăm și începerea PT-ului, cumva să ne apropiem cât mai repede de lansarea procedurii pentru execuție. E un proiect greu, două cartiere, sume mari, dar eu sper că într-un an de zile, un an și jumătate, să reușim să ducem la bun sfârșit și acest proiect care, repet, este un proiect destul de greu și va crea mult disconfort. Dacă sunt întrebări, te rog. Sate. Sate. Deci sunt, am avut discuții legate de satul Lapoș și satul Sălătruc să le transformăm în cartiere, pentru că din punctul meu de vedere nu mai putem vorbi de sate, dar pentru că suntem prinși la acest moment la finanțare cu titulatura de satul Lapoș și satul Sălătruc, orice fel de modificarea noastră ar duce la emiterea unui alt ordin de ministru care să schimbe titulatura din sat în cartier, n-am face altceva decât să ne îngreuneze situația. Mai mult decât atât, și studiul de fezabilitate pe care l-avem făcut face trimitere tot la satul Lapoș și Sălătruc. Dar propunerea mea este, haideți să facem întâi proiectul, să implementăm proiectul de gaze și după aceea avem toate motivele să schimbăm și denumirea din sat în cartier. Da. Da. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 10. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre primind dizolvarea Asociației de Dezvoltare Economică Locală Moldova, ADELMO, inițiator al proiectului primarului orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică. Domnul primar. Cu mulți ani în urmă, orașul Dărmănești a aprobat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei asociații de dezvoltare economico-locală denumită ADELMO. Din această asociație făcea parte și UAT Slănic Moldova, UAT Târgu Ocna, Oituz și Dărmănești. Pentru că această asociație care la momentul zero își propusese să atragă fonduri europene, cred că mai bine de 10-12 ani în urmă, și pentru că nu au reușit să facă niciun proiect care să aducă plus valoare regiunii ADELMO, inițiatorii și cei care au înființat această asociație au propus să o dizolve. Și au fost aprobate hotărâri ale Consiliului Local Slănic Moldova, Târgu Ocna și Oituz în vederea dizolvării acestei asociații și sigur că cei de la Slănic ne-au transmis o adresă prin care ne solicită în calitate de membru fondator să aprobăm și noi dizolvarea Asociației de Dezvoltare. Practic la articolul 1
aprobăm dizolvarea, așa cum au făcut ceilalți colegi ai noștri, și împuternicim primarul de la Slănic Moldova să convoace adunarea generală a Delmo în vederea dizolvării asociației. Dacă sunt întrebări, dacă nu, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 11. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții, doamnei Achib Daniela, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în strada Uzinei numărul 188, din orașul Dărmănești, județul Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Comisia Buget-Finanțe. Da, aș vrea să fac trimitere la procesul verbal de intervenție din 17 august 2023, prin care a avut loc un incendiu și a ars locuința unei persoane de pe raza orașului Dărmănești, care locuiește în strada Uzinei numărul 188, cartierul Sălătruc, și am aici și solicitarea persoanei afectate. Domnule primar, pe data de 13.08.2023 mi-a ars casa și am rămas cu 3 copii, neavând unde să locuim. Sigur că la această adresă noi, Consiliul Local și nu numai, am intervenit și în anii din urmă, cred că cu 3 ani în urmă, și am construit această casă de la zero, am pus la dispoziție un teren pentru că familia respectivă nu avea unde locui. A venit nenorocirea peste și propun acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții. Deci vom contribui cu materiale de construcții pentru refacerea locuinței și sperăm noi cât mai repede să poată fi finalizate aceste lucrări pentru a nu prinde sezonul rece familia prin vecini sau unde locuiesc acum. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 12. Trecem la proiectul numărul 13, diverse. Cine se înscrie? Domnul Debrețin. Mai dorește cineva din online la diverse? Vă rog, domnul TV. Vă rog, domnul. Da, lucrările la liceul tehnologic când vor începe? Suntem în faza de achiziție a execuției. Am trecut de etapa verificare tehnică. După calculul nostru, undeva sfârșitul lunii septembrie, vom încheia contractul de proiectare și execuție. În mod normal, în contract ar trebui să alocăm 30 de zile pentru proiectare, adică undeva sfârșitul lunii octombrie proiectul tehnic ar trebui să fie gata și în funcție de vreme, 1 decembrie, constructorul efectiv, dacă nu sunt contestații sau alte probleme de acest gen, ar trebui să înceapă lucrările. La fel suntem și la dispensarul din strada Popasului, unde avem grădiniță acolo și discuția mea avută cu doamna director Asandei a fost să începem anul școlar în liceu și în grădiniță, urmând în funcție de cum finalizăm PT-ul și cum se mobilizează constructorul, să relocăm elevii, eu știu, în prima parte a lunii decembrie. Cu cât relocăm mai repede elevii, cu atât mai repede finalizăm proiectul și ținta noastră este ca în 2024, în toamnă, anul școlar să înceapă în spațiile deja renovate. Adică noi trebuie să terminăm și asta înseamnă că pe toată perioada de iarnă constructorul să lucreze în interior. Deci așa este graficul, altfel dacă ne lungim cu începerea proiectului, cu siguranță anul viitor nu vom începe în cele două spații. Și un alt punct, gazele pe strada Amicii, mai există speranță? Sunt și acolo, v-am spus de la început, sunt
contractele semnate, lucrează constructorul, dar la momentul ăsta nu cu toate forțele, pentru că are alte proiecte, nu înțeleg, în alte localități care trebuie să le finalizeze. Au ceva, noi facem acest proiect din buget local și nu este o presiune atât de mare pe constructor. El are niște proiecte pe fonduri europene, nu știu unde, în ce localitate, și a zis că trebuie să le finalizeze. Și sperăm ca până la, eu știu, sfârșitul lunii septembrie, cel târziu, să înceapă și la noi lucrările. Și ultimul, aș dori vedem ce se poate face la 4 CPR, acolo, la trecerea spre Triaj. Deja au apărut bunoaie, Deci, din punct de vedere al deșeurilor, rog pe domnul viceprimar să fie și poliția locală să fie pe poziții, pentru că avem camere și în zona respectivă și n-ar trebui să... Și pe strada principală, cel puțin acolo, la vis-a-vis de pomniță, chiar da. Așa au pus băi moarte, am acolo făcut de... Dar containerii nu mai sunt acolo. Nu mai sunt, au pus, au lăsat în fața porții la mine. Ok, acolo, trebuie verificate... Trebuie verificată asta și poliția locală. Și... Ne-am locat. Da? Mulțumesc. Eu vreau să vă mai aduc la cunoștință că un nou proiect finanțat cu fonduri europene a fost aprobat chiar ieri. Este vorba de modernizarea iluminatului public în orașul Dărmănești, 3 milioane de lei. Cele 27 de puncte de aprindere vor fi modernizate, pentru că vedeți acum, pentru a face economie noi, oprim iluminatul într-o anumită perioadă a nopții, prin modernizarea acestor puncte de aprindere, fie reducem intensitatea, fie vor fi montate dispozitive de mișcare care vor aprinde becurile, lămpile în momentul în care e mișcare în zonă, fie o lampă oprim și una o lăsăm, vedem cum facem și, sigur, proiectul prevede și aprovizionarea sau achiziționarea peste 500 de lămpi noi, pe care le vom distribui pe drumul național, pe drumul județean și celelalte le relocăm. Deci un nou proiect, peste 3 milioane de lei valoarea lui, care sigur vine să urmează semnă un contract de finanțare și vine să completeze nevoia noastră. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă și... Declarăm închisă sănătate. Ședința ordinară din data de astăzi. Vă mulțumim foarte mult, o zi frumoasă tuturor! Mulțumim.